O împărăție care nu se poate clătina. Această împărăție este pregătită și pentru tine. O împărăție care nu se poate clătina. Vă invităm să audiați un studiu biblic prezentat de pastorul Mihai Sârbu. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. De 2000 de ani, Domnul Iisus stă și bate. Nu bate înfundat, bate ca să fie auzit. Unii deschid ca să o ducă bine aici pe pământ și ca să trăiască veșnic în părtășie cu Mântuitorul. Alții își pun dopuri în urechi sau efectiv se fac că nu aud, având scuze pentru conștiință să-și trăiască viața după ușa închisă la care Mântuitorul stă și așteaptă. Continuăm, dacă vreți, în mod crescendo mesajul, privind dincolo de ușa la care bate Iisus, la casa în care intră Iisus. L-am găsit pe Domnul Iisus în ultima casă în care a intrat înainte de moartea și învierea Lui. În camera de sus din casa lui Ioan Marcu, unde a inaugurat nou legământ despre care ne-a dat porunci precise să îl prăznuim spre aducerea aminte a prețului plătit pentru mântuirea rasei umane. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Și la un timp anume, Biserica Creștină Evanghelică și Biserica Creștină la modul general, dacă este ceva comun în toate denominațiunile creștine, este că la un anumit timp creștinii rememorează prin împărtășanie la masa Domnului ceea ce s-a întâmplat în camera de sus și apoi în mod practic în Ghețimani, pe crucea de la Golgota și la mormântul din grădina Învierii. Domnul Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate, așa începe doctorul Luca relatarea din capitolul 19. Și a trecut în 3 ani și jumătate Domnul Iisus aproape prin toate cetățile din Palestina, din Israel. N-a avut liniște, pentru aceasta a venit să călătorească, să învețe, să vindece, să scoată demoni și să propovăduiască Evanghelia. Și a făcut-o la modul cel mai extraordinar, călătorind din cetate în cetate. Nu s-a mulțumit să treacă doar prin cetate. Acolo unde îi se deschidea o ușă, el intra și în casa în care era primit. Când îi trimite pe cei 72 câte 2, le spune să intrați în casă. Și dacă în casa aceea veți fi primiți, pacea voastră să rămână peste casa aceea. Dacă nu vă vor primi, să scuturați praful de pe picioare și casa aceea va rămâne sub judecata lui Dumnezeu. În Ierihon, Domnul Iisus a intrat în casă. A intrat nu în orice casă. Casa în care a intrat Iisus era casa șefului vămii de la Ierihon. Zacheu, mic de statură, era ascuns sub ramurile unui copac, era interesat să vadă persoana Domnului Iisus Hristos. Era de fapt ultimul drum pe care Domnul Iisus îl făcea prin cetatea Ierihon. Dacă urmăriți relatarea în continuare, după capitolul 19 urmează intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Niciodată Domnul Iisus nu s-a mai întors la Ierihon. Zacheu a prins ocazia, fie drumul pe care avea să treacă Iisus. Și s-a urcat într-un dud, a sfidat, dacă vreți, în felul acesta mulțimea, fără să-i fie rușine. Și cu demnitatea unui căutător după Dumnezeu, se cațără în copac, pentru că pe drumul acela vrea să treacă. A fost suficient ca cel care le știe pe toate să știe că în copacul acela se află un om care are nevoie de Domnul Iisus Hristos. Casa în care a intrat Iisus la Ierihon a fost casa în care El aduce mântuire.
auziți, Zacheie, spune Domnul Iisus, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți scârteau și ziceau, ai intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stătut înaintea Domnului și i-a zis, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram. Era bogat Zacheu, avea relații. Din punct de vedere al relațiilor lui cu autoritățile romane care stăpâneau în Palestina, el era pe filieră. Pus în slujba lor, evident era urât de concetățenii lui. Un evreu în slujba romanilor era un evreu apostat, un evreu lepădat, dar urât de concetățenii lui. Acest evreu lepădat în mintea lor este iubit și prețuit de Domnul Iisus. Avea și el numele de fiul lui Avram. Din punct de vedere religios era ok. Eram în religia tuturor evreilor, dar asta n-a însemnat mântuire. Mântuirea a însemnat momentul în care Domnul Iisus Hristos a intrat prima dată în inima lui și apoi a intrat în casa lui. Casa din Ierihon în care a intrat Fiul lui Dumnezeu este casa în care a intrat mântuirea. În casa noastră, Domnul Iisus, stăpân în fiecare compartiment, aceasta înseamnă mântuire. Inima noastră, casa noastră, ființa noastră, banii noștri, libertatea noastră, diplomele, inteligența, sănătatea, toate la dispoziția lui Dumnezeu. Asta înseamnă mântuire. Fiule, dă-mi inima ta și nu numai atât, să găsească plăcere ochii mei în căile tale, umblarea mea, relațiile mele. Evident, fapta aceasta de pe urmă a făcut ca Zacheu să suporte și alte consecințe. Un evreu pus în slujba romanilor era ceva. Un evreu, intrând în relație cu rabinul de la Nazaret, era ceva și mai grav. Dar odată ce a intrat mântuirea, nu mai interesează nimic. Sunt al lui Dumnezeu. Sunt proprietatea lui. Sunt sub stăpânirea lui. Tot ce am îi aparține. El este de drept și de fapt cel care dispune de viața, de inima, de casa, de bunurile și de problemele mele, de viitorul meu și de destinul meu. Întrebarea firească, a intrat Domnul Iisus în casa ta? Și dacă a intrat, a rămas acolo? Ușa la care m-a învățat că a bătut Domnul Iisus era ușa unei case din care el a fost scos afară. Textul scrisorii este adresat unei biserici și capul bisericii a fost scos afară. Și spune, eu stau la ușă și bat. Nu cumva am început cu el, dar acum e la ușă? Iată întrebarea, directă și personală, pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Apoi îl urmărim pe Domnul Iisus intrând într-o altă casă. La Luca, la capitolul 7, cu versetul 37, citim următoarele. Și 36. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă, în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu mir mirositor, stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei, le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine este și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și a zis, Simone, am să-ți spun ceva. Intră Domnul Iisus în casa unui om religios. Zacheu era un om al vremii, era un om al zilelor de atunci. Purta numele de fiul lui Avram, dar el era apostat din punct de vedere al evreilor. Simon, fariseul, este un om al religiei mozaice. Fariseu însemnează îngust, cea mai îngustă partidă a religiunii mozaice. Am spus altă dată că cei ce studiază teologia Vechiului Testament găsesc 7 feluri de farisei. Cei mai fanatici erau fariseii sângerători, care aveau tâmpele pline de răni, pentru că își puneau cum pun românii la cai niște ochelari din aceea,
ca să nu vadă în dreapta și în stânga, și când vedeau câte o femeie, închideau ochii ca nu cumva să o poftească în inimă și își dădeau cu capul de colțuri, de ziduri, de stâlpi, de pomi. Un asemenea om era Simon, care l-a poftit pe Domnul Iisus în casa lui, Simon fariseul. Și Domnul Iisus intră în casa lui Simon fariseul ca să mănânce în casa lui. Și evident, fiind o invitație deschisă, ușile evreilor rămâneau deschise și pentru alții care doreau să intre în asemenea circunstanțe. Și a intrat în casa lui Simon fariseu o femeie prostituată, o femeie și ea lepădată ca și Zacheu, o femeie apostată din punct de vedere al religiei evraice. Și acum fariseul stă și inspectează casa și privește o scenă și o privește cu dispreț. Femeia aceasta și-a deschis inima pentru Domnul Iisus și a început să plângă și a început să-i ude picioarele Domnului Iisus cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Și fariseul a început să judece. Ăsta-i proroc? Dacă ar fi proroc, n-ar ști că femeia aceasta e o femeie lepădată, prostituată, toată cetatea știe cine e femeia aceasta. Ar sta de vorbă cu ea? Și cel ce cunoaște totul, cel ce l-a văzut pe Zacheu ascuns după frunzișul pomului, îl vede pe Simon fariseul ascuns în înșelăciunea inimii lui și spune: Simone, am să-ți spun ceva. Lui Zacheu a spus: Zacheu, dă-te jos. Simone, am să-ți spun ceva. Tu ești fariseu, da? Tu ești omul legii. Tu ești tipul religiosului conștiincios. Dar uite, Simone, uite ce a făcut femeia aceasta. A făcut și ce trebuia să faci tu. Tu n-ai respectat religia ta. Tu nu ți-ai respectat legea ta. Tu nu te-ai respectat pe tine ca fariseu. Simone, am să-ți spun ceva. 7:37. Spune învățătorul, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simone a răspuns: socotesc acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis: drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon: vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și după lege trebuia să faci asta. Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele. Dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi l-a șters cu părul capului ei. Am intrat în casa ta și după lege trebuia să faci următorul lucru. Tu nu mi-ai dat sărutare. Erai obligat. Dar ea, cât de cât am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul, după lege, trebuia să-mi lungi cu un de lemn. Nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii: iertate sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei: cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii: credința ta te-a mântuit, du-te în pace. El, Simon, avea religia, avea legea, avea numele, avea titlul de fariseu. Femeia aceasta a venit cu păcatele ei. Și în starea ei de păcătoșenie a înțeles ce n-a înțeles fariseul. Că invitatul de onoare din casa lui, dincolo de a fi un rabin, este însuși Fiul lui Dumnezeu. Și Simon fariseul este condamnat de Fiul lui Dumnezeu, pe când femeia păcătoasă este iertată și eliberată de păcatele ei. Casa în care a intrat Iisus este casa în care El aduce cercetare. Suntem oameni ai creștinismului, dar dincolo de creștinism, există în casa noastră și în viața noastră naștere din nou, dincolo de o religie și de un nume care îl purtăm. Dincolo de lărgimea sau îngustimea concepției noastre despre lume și viață, există acea eliberare adusă de Fiul lui Dumnezeu prin nașterea din nou. Iată, casa în care a intrat Iisus a fost atunci casa lui Simon fariseul, dar este casa dumneatale. Dincolo de religia creștină, dincolo de ceea ce se vede, există ceva ce nu se vede de către noi, dar se vede de Fiul lui Dumnezeu. Acolo, în locul în care nu se vede, ești în regulă cu Dumnezeul tău? Lasă-L să intre. Lasă-L să pună ordine. Lasă-L să schimbe. Lasă-L să compare. Lasă-L să cerceteze. Lasă-L să restaureze lucrurile. Altfel, s-ar putea ca la Erihon să plece și nu se mai întoarcă niciodată. Pentru că El vrea să intre în casă. Invită-L, dar respectă-L dacă L-ai invitat. Fă măcar ceea ce spune legea creștină. Dacă nu faci ce spune harul, lasă-l să se simtă bine. Nu-l privi cu dispreț,
Nu-l jigni și nu-l insulta! Nu-l judeca pe Fiul lui Dumnezeu! Lasă-l să trăiască plenar! Și lasă-l să te cerceteze! Și continuăm să-l mai urmărim pe Domnul Iisus încă, intrând într-o casă. A intrat în multe case de-a lungul misiunii lui pământești. Am ales câteva, trei, cele mai reprezentative. La Evanghelia după Ioan, la capitolul 11, el cu întârziere vine în casa din Betania. Era unul din locurile favorite unde Domnul Iisus poposea. Se simțea bine cu cele două surori, cu Maria și cu Marta și cu fratele lor Lazar. Se ducea în orice oră din zi și noapte. Betania este casa pâinii. Și el se simțea acolo acasă la el. El era respectat și iubit, era așteptat, era prețuit în casa aceea. S-a întâmplat însă ceva, a pătruns solul morții în casa aceea. Și parcă cu încăpățânare, în mod intenționat, Domnul Iisus întârzie și se trimite o delegație la Domnul Iisus. Și Domnul Iisus, când aude vestea, spune, îmi pare bine că n-am fost acolo. Haideți să mergem. Și ucenicii nu prea pricep. Și când ajunge la Betania, satul era plin, strada era plină, veniseră mulți din Ierusalim, Marta și Maria și Lazar erau cunoscuți în zonă. Veniseră să mângâie familia, dar cine poate să te mângâie când ți-ai pierdut pe cel drag? Marta era într-un loc, Maria într-altul și deodată din zvon în zvon telefonul fără fir a circulat și a ajuns la surorile acestea. A venit învățătorul și te cheamă. Casa în care a intrat Iisus în Betania a fost casa de jale, casa de durere, casa dolului, casa în care trebuia mângăiere. Când ești în strâmtorare, când tot în jur se năruie, când nu mai ai pe nimeni, strigă după el. Niciodată n-a întors urechea și n-a fost surd. Niciodată n-a intervenit în mod destructiv, ci doar în mod constructiv. Niciodată n-a respins și n-a abandonat. Chiar dacă n-a venit când Lazar era pe patul de moarte, timpul nostru nu corespunde totdeauna cu timpul lui Dumnezeu. În cartea Eclesiastului citim, orice lucru îl face frumos la vremea lui. La rând, fiecare cauză va primi răspuns. Anticipat îți mulțumesc. În casa de jale intră Iisus. Și când intră Iisus, intră mângăierea. Numai El poate mângăia. Și fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, am trecut pe aici. Și așa e că n-a putut nimeni să ne mângâie, decât numai El, Domnul Iisus. Viața e plină de întristări. Grijuri vin zi de zi. Iisus, ia toată povara mea. El poate mântui. Poate treci prin încercări. Poate ești la răscruce de drumuri. Poate jalea, neîmplinirea, singurătatea, boala și-a pus amprenta. Trimite un telefon la Domnul Iisus. E pe recepție. Nu doarme. Ce ar fi fost dacă Dumnezeu ar fi dormit când ai trecut prin încercare? Când ai rămas singur, când ai fost abandonat, când ai fost neînțeles. Casa din Betania este casa în care intră Domnul Iisus ca să aducă mângăiere. Dar nu numai atât, aduce și viață. Proclamă, eu sunt învierea și viața. Nu viața și învierea. Învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Și urmează întrebarea de baraj. Crezi lucrul acesta? Și Marta o scaldă cumva. Doamne, știu că va fi o înviere în ziua de apoi. Unde l-a spus? Duceți-mă acolo. Mormântul era o peșteră în stâncă. Dați piatra la o parte. Asta e partea noastră. Și vreo 28 de secunde, 30 de secunde ține rugăciunea Domnului Iisus de la mormântul lui Lazar. Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru ca norodul care stă în împrejur să creadă că tu m-ai trimis. Atât. După aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară! Chiar dacă ne-am dus pe cei dragi la cimitir, speranța rămâne. Garanția e aceeași. Într-o zi, va striga Dumnezeu numai cum El știe. Va trimite-l pe arhanghelul să sune numai cum arhanghelul acela știe. Și va fi un sunet care va fi auzit de toți copiii lui Dumnezeu care sunt în viață și de toți cei ce au murit într-un Iisus Hristos. Și ei se vor ridica din mormânt nesupuși putrezirii și noi ne vom ridica să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh și vom fi totdeauna cu Domnul, spune Pavel la Tesaloniceni. Casa în care a intrat Iisus, chiar dacă acum e jale, e casa în care El aduce mângăiere, aduce speranță, aduce certitudine. Nu, nu suntem un vis, o întâmplare, un lut de sine însăși frământat, ci ne-a zidit o minte creatoare, o înțelepciune fără de hotare. Există Dumnezeu, ce minunat!
Și într-o zi Dumnezeu își va spune ultimul cuvânt și va regenera din țărâna pământului trupuri cosmice în serie, ca al Domnului Iisus la înviere, nesupuse spațiului și timpului, nesupuse putrezirii, nesupuse degradării chimice și biologice. Și va inaugura nunta mielului, în care mireasa va merge în glorie să-L întâmpine pe Domnul ei. Asta este speranța cu care predic. Și pot să vă spun că singurul care a mers cu mine în sala de operație a fost el. Medicii aceia n-aveau nicio speranță că eu să mai trăiesc, dar a mers el cu mine și predic convins 100% că în casa în care el intră, atunci când sunt încercări și dureri, lacrimi și necaz, doliu și moarte, și el este chemat și invitat în casa aceea, în casa aceea se aduce speranță, se aduce mângâiere, se aduce viață. Casa în care a intrat Iisus este casa în care aduce mântuire. Zacheie, astăzi trebuie să intru și să rămân în casa ta. Zacheie, astăzi a intrat mântuirea în casa ta. Casa în care intră Iisus este casa în care El aduce cercetare. Simone, am să spun ceva. Tu trebuia să faci asta după prescripțiile legii tale. Și n-ai făcut. Și femeia aceasta păcătoasă a făcut așa, așa, așa. Ea a iubit mult. Și casa în care a intrat Iisus este casa de jale, în care aduce mângâiere, speranță și aduce viață. Iisus, în casa ta, secretul biruinței, secretul fericirii, secretul veșniciei în fericire veșnică, secretul mântuirii. Nu acum, nu mâine, acum, aici, Dumnezeu să te ajute. Amin. Ați urmărit o predică de pastorul Mihai Sârbu. Așteptăm și data viitoare cu un nou mesaj inspirat din Cuvântul lui Dumnezeu. Până atunci, toate cele bune și audiție plăcută în continuare la Radio Vocea Evangheliei.